Salutare și bine ați venit la un nou video. De această dată voi vorbi despre antigel. Cum îl alegem după ce ne uităm, văzând acest videoclip, o să vă dați voi seama care ar fi ok pentru mașina voastră. Hai să vedem despre ce e vorba. În primul rând aș începe așa. Antigelul, deși este destul de ieftin ca și achiziție și se poate cumpăra anul ăsta și îl mai înlocuiești peste 3-4 ani, normal ar trebui după 3 ani, dar sunt multe persoane care îl înlocuiesc după 5 ani, după 6 ani sau niciodată. Teoretic, el ar trebui să-și păstreze proprietățile pe toată durata de viață, adică ca și oțetul, nu se strică niciodată. Însă, așa se întâmplă să-și mai pierde din proprietăți după un an, 2, 3. Și atunci nu o să mai fie în parametrii, sau cel puțin nu o să mai fie exact cum scrie pe etichetă. Și din cauza asta va trebui schimbat cam la 3 ani. Am observat că sunt persoane care folosesc apa de la robinet pe post de antigel. Mie mi se pare foarte stupid lucrul ăsta, deoarece apa de la robinet strică foarte mult pe unde trece. Cum alegem un antigel pentru mașină? Acum depinde ce mașină ai. Eu am pus aici antigelul, ăsta l-am pus așa în cazul în care vreți să vedeți etichetele. Bine, nu fac reclamă la vreo firmă anume sau așa, ăsta e tot de la Careus. Asta este apa, da? Valabilitate 5 ani. Nu că vă zic eu, deci nu vă luați după mine neapărat și să faceți ce zic eu și așa mai departe. Eu zic din experiență, îmi zic propria părere, voi faceți cum considerați, da? Nu vă impun absolut nimic, doar vă recomand unele chestii. Voi faceți cum considerați. Antigelul ăsta, deși este destul de ieftin, ăsta-l folosesc. Ăsta l-am pus și data trecută la mașină, adică anul trecut. Anul ăsta iară pun, o să-l înlocuiesc. Și de ce? Pentru că mi-am schimbat termostatul și atunci am înlocuit și antigelul cu apa ce mai fost acolo. Anul viitor foarte probabil să-l înlocuiesc iarăși, de asta nu-mi cumpăr nu știu ce antigel scump, pentru că-l înlocuiesc anul viitor, de exemplu, așa am în plan, și anume vreau să-mi schimb pompa de apă și distribuția. Atunci, dacă schimb pompa de apă, iar o să-mi curgă antigelul, nu vreau să-l recuperez, pentru că nu, mai sunt reziduri pe acolo și nu am chef, o să-l dau la o parte și îmi pun cel mai probabil tot de asta. Antigel de la Starline este 13 lei litru. Ăsta are un litru, dar se poate dilua. Deci aici avem, scrie, la un litru de antigel de asta concentrat, dacă adăugăm 2 litri de apă de asta, obținem o rezistență până la minus 16 grade. E, mi se pare foarte puțin, adică nu e recomandat iarna cu așa ceva în România. În altă parte, n-am nimic. În altă parte, cum ar veni în Italia sau știu eu, pe acolo, Spania. Bun, hai să trecem la următorul. Acest lichid, dacă îl combin cu un litru de apă, îți face, obții o rezistență la frig de până la minus 32 de grade. Aici deja mi se pare super ok. Însă, 2 litri de antigel. 2 litri de antigel, da, cum avem aici. Dacă îl combinăm cu un litru de apă, adică ne rezultă 3 litri, categoric, atunci avem o rezistență până la minus 45 de grade. Asta mi se pare o rezistență maximă. Nu că n-ai putea face mai mult, pentru că îl poți pune pe ăsta pur și ai minus 72 de grade, parcă, cred că acolo, până la minus 72 de grade rezistență. Dar nu este ok. Deci ce recomand eu în România este așa, minus 25 de grade rezistență sau până în minus 40 de grade ca să fii super ok și să dormi liniștit noaptea, indiferent cât de geri afară. Oricum minus 40, și asta în condițiile în care vrei să-l ții, să zic, 3, 4, 5 ani. Îl pui acum, îi faci o concentrație care să reziste până la minus 40, 45 de grade, eu zic minus 40, și atunci ești sigur că 3, 4 ani, poate chiar 5 ani, nu ai treabă. Eu nu garantez că nu o să ai probleme, dar foarte probabil să nu fie probleme. Oricum, voi înlocuiți când vrei și așa, nu mă mai repet. Bun, Starline, e o firmă destul de ok, prețul este destul de mic, comparativ cu ce oferă, și mi se pare o soluție foarte bună când vine vorba de calitate preț. Aici este un antigel. O să vă zic așa pe parcurs cam fiecare de ce stare și așa. Deci aici este un antigel pentru mașinile mai vechi. Și încă o chestie, nu ne putem lua clar după culoare când e vorba de antigel. Nu ne putem lua. De exemplu, ăsta fiind albastru, mai este în varianta verde și în varianta galbenă. Asta fiind pentru mașinile de până prin anii 2000-2002. Mai ales pentru mașinile care nu au climă. Bun. Ăsta sunt pentru mașinile vechi, da? Ăsta e pentru mașinile ceva mai noi.
Ăsta este din categoria G11. Acum pe sticla asta nu scrie G11. Dar dacă vreți să vă cumpărați de pe net, căutați categorie. De exemplu, dacă voi aveți o mașină de după 2000, da, și are și aer condiționat și așa, atunci clar vă trebuie unul din categoria G12. Dacă vreți să vă puneți un antigel și mai special, puteți să luați din categoria G12+. Acolo sunt deja aditiv și altă mâncare de pește. Eu nu o să vorbesc despre categoria aia, pentru că e o categorie cu plus. E ca și cum ai vorbit despre lichidul de frână, de exemplu, este DOT 5.1. Da. Acolo e tot ca DOT 4, să zicem, dar acolo are ceva îmbunătățiri. Bun, lăsăm asta deoparte. Deci, recomand G11 pentru mașinile vechi, fără aer condiționat. Dacă mai aveți una de pe 93, sunt multe pe stradă, am văzut, 93, 98, 2000, vă recomand ăsta. Pentru mașinile mai noi și mai dotate și mai noi, vă recomand G12, scrie pe el G12, pe unele scrie, pe unele nu, deci nu e bătut în cuie. Culoarea acestui lichid este roșie, roz, cum e asta, sau mov. Mov cred că e mai degrabă cel din categoria G12+. Deci, oricum, lichidul roz poate să fie cu proprietăți diferite de la o firmă la alta și așa, deci nu e neapărat să vă luați după culoare, ci mai degrabă după categorie G12-G11, da? Și să vă uitați ce conține, pentru că sunt și aici o grămadă de aditivi. Deci, cu cât sunt mai mulți aditivi, cu atât e mai scump sau cu atât e mai rezistent și așa. Ăsta, da, cineva mi-a zis într-un din videoclipuri că am pus antigel la chedere și că e coroziv și așa mai departe. De obicei, antigelul nu e coroziv, cel puțin nu știu dacă se mai fabrică antigel de genul ăla. Deci nu e coroziv, da, e toxic, într-adevăr, dar e toxic în cantități. De exemplu, dacă ai bea sau așa ceva. Deci doar dacă am dat cu un pic de antigel acolo pe cauciucul ăla și s-a uscat, ăla nu mai e toxic. Eventual dacă l-aș linge cauciucul ăla ar fi un pic toxic. Dar nu e toxic în felul ăla, adică chiar așa de grav. În schimb, dacă voi sau animalul vostru de companie înghite din greșeală vreun pic de antigel, ar trebui să-l duceți sau să mergeți voi la medic și să vedeți despre ce e vorba, pentru că nu are efect imediat, dar după o zi sau două sau câteva ore poate să vină problemele. Lăsăm asta deoparte, deci clar, toxic, deci n-ar rost să glumim cu așa ceva, nu se lasă aiurea și depozitarea se face în condiții bune, corespunzătoare. Încă un lucru destul de important este înlocuirea sau adăugarea antigelului. Dacă vreți să-l înlocuiți, puteți să vă luați, de exemplu, dacă eu folosesc din categoria G12 lichidul ăsta roz, da? Pot să-mi cumpăr tot din categoria G12, să zic, un lichid roșu. Dacă așa vreau eu. Dar nu este recomandat absolut deloc să înlocuiesc peste acest antigel, să pun tot din categoria G12, dar să pun alt tip. Știu eu, cu alți aditivi și așa mai departe. Nu recomand absolut deloc. Dacă vreți să vă înlocuiți, îl înlocuiți cu orice altceva când vreți, fără probleme, care să fie compatibil cu mașina voastră, bineînțeles. Dacă v-ați uitat până acum la video, ați înțeles despre ce e vorba. Dacă vreți să completați, vă recomand 100% doar ce ați folosit și înainte. Dacă nu știți ce antigel, de exemplu, dacă ați cumpărat mașina și mai lipsește ceva de acolo, nu puneți apă, chiar dacă este distilată sau demineralizată, nu puneți apă, puneți antigel. Dar ca să evităm toate neplăcerile, scoateți tot afară, dacă totuși ați cumpărat mașina, scoateți tot afară din rezervor și din radiator și așa și puneți frumos antigel, vă faceți o combinație cum vreți voi, după cum am zis, minus 25, minus 40 de grade rezistență și atunci nu mai aveți absolut nicio problemă. Puteți să vă faceți o rezistență și mai mare decât minus 40 de grade, doar că atunci deja intervin anumite probleme vara. În cazul în care folosiți antigel pentru instalațiile termice sau compresoare sau știu eu pentru ce se mai folosește antigel, nu folosiți acel tip de antigel pentru mașini. Deci este antigel pentru mașini, folosiți-l doar la mașini, care este pentru instalații, pentru calorifere și așa. Folosiți-l doar acolo și nu le combinați între ele. Deci fiecare trebuie să-și aibă locul lui, citiți cu atenție prospectul. Deci e o treabă foarte simplă să citești despre ce vorbă și așa, dar extrem de utilă și valoroasă. Poate să reacționeze antigelul, dacă, de exemplu, dacă punem două feluri de antigel sau știu eu ce substanțe mai adăugăm noi în vasul ăla,
în rezervorul de, pentru antigel pot oarecum să nu se înțeleagă și poate să facă bule sau spumă. Aia înseamnă că nu o să se mai răcească motorul corespunzător și iară o să o grămadă de probleme. Deci lipsa antigelului duce la moartea motorului. Dacă puteți voi să dați alte detalii în legătură cu antigelul, chiar vă rog să scrieți în comentarii, împreună învățăm mai multe. Dacă aveți întrebări, dacă aveți răspunsuri la întrebările din comentarii, deși eu poate apar întrebări, ajutați comunitatea, haideți să devenim un pic mai buni, da? Cam atât. Apa costă undeva la 2 lei, 3 lei litru. Ăsta, după cum am zis, 13 lei litru și se diluează. Eu o să-l diluez, după cum am zis, undeva la, cred că îl las la minus 32 de grade, adică îl diluez cu un litru de apă. Un litru de antigel, un litru de apă, așa, și după aia mai iau încă un litru de apă aici și gata. Ăsta, după cum am zis, este pentru cele vechi, mașinile mai vechi, de 2000 și la fel, se diluează, dar atenție, pe antigel scrie dacă este concentrat sau diluat. De exemplu, pe asta scrie frumos. Tip diluat, aici scrie. Și mai scrie de acolo mai sus, nu se diluează. Punct de concentrare, minus 30 de grade. Deci asta rezistă până la minus 30 de grade, așa în forma în care vine. Mai este tot de la firma asta, de la Careus, este și antigel concentrat, care se poate dilua și așa. Deci voi alegeți. Nu le fac reclamă, astea mi-au venit în mână, asta vi le prezint. Sănătate, să aveți drumuri bune, alegeri bune, să vă meargă mașina cât mai mult și cât mai bine. Ciao!